Deci aflați pe el natural, da. Așa încât. Așa încât. A, amic, radical lumbin. N la a doua, plus 2N, plus 12. Plus 2N, plus 12. Să aparțină mulțumii numerilor naturale. Să aparțină numerilor naturale. De runa e tura ei. Da, te rog. Radical din N plus 1 la a doua plus 11. Ea vede aici N pătrat plus 2N și are nevoie de 1 ca să facă un pătrat perfect. Da? Și le-a pe 1 din 12, atunci vine plus 11, nu? Da, da. Deci echivalent. Cu scrierea radical din N plus 1 totul la pătrat plus 11 să fie număr natural. Dacă și numai da. Da. Ca să ne dai număr natural, trebuie să fie radicalul ăla 36, 25, 16, cei subradicale, N plus 1, tot la a doua plus 11, știți? Să fie... De la 11, imediat pătratul perfect de după 11. 25, 36. Cu 16 nu merge, cu 25 nu merge, dar cu 36 merge. Pentru că 36 minus 11 dă 25, pătrat perfect. Și atunci N plus 1 tot la a doua... Da, plus 11. Da. Ia să mă urmări mai atent. Deci am radical de la cel puțin 11 încolo. Da. Și primul pătrat perfect ar fi... Și de după 11, primul pătrat perfect ar fi expresia este 16. 16. Păi încercăm. Încercăm. N plus 1 totul la a doua să vedea cât. Deci vedem. Și nu, ci nu merge. Deci, Miruna, eu mă duc la spurgat, apășesc pe cineva. Am încercat și nu merge. Tu ai încercat, dar noi am încercat. Eu la tabla acum, pentru toți prietenii noștri, trebuie să fac chestia asta, da? Deci, zicem așa, 11 plus cine egal pătrat perfect? Perfect, da? Plus 5. 11 plus 5 egal cu 16, care face 4 la a doua. Corect. Și atunci trebuie de aici, îmi dau seama că n plus 1 la pătrat plus 5 plus trebuie să egal cu 5. Da. Trebuie să fie egal cu 5. Corect. Deci. Și cea la pătrat e 5. Cine la pătrat să facă 5? Nimeni. Imposibil. Imposibil. Da? Așa scrieți. Da. Imposibil. Pe urma. 25. 11 plus 14 egal cu 25, care înseamnă 5 la a doua și îmi place să fie așa, că atunci m-am descurcat, dar de aici sesizez că n plus 1 la pătrat sunt egal cu 14. Iar și imposibil. N plus 1 la a doua plus 11 egal cu 36. Deci înseamnă că 11 plus 25 egal cu 36. 36. Da, deci avem N plus 1 tot la a doua egal cu 25. Asta este, că N plus 1 totul la a doua egal cu 25. Deci N egal cu 4. Deci N plus 1 egal cu 5. Altfel Miruna, ideea de lucru ar fi fost așa, că N plus 1 la pătrat plus 11 egal cu un K pătrat. În final trebuie să fie pătrat perfect. Corect. Deci N plus 1 la pătrat plus 11 egal cu un K pătrat. Echivalent. Ca să nu mai mergem prin încercările acelea toate. Echivalent. După K pătrat în stânga și apare N plus 1 la pătrat minus K pătrat egal cu minus 11. Da. Și apare acum o diferență de două pătrate. Vine N plus 1 minus K pe lângă N plus 1 plus K să facă minus 11. Domnul profesor, puneți paranteza altă. N plus 1 plus K, da? Așa, foarte bine. Să facă minus 11. Și cât ori cât la mulțire să facă 11? Că atât nu e cât și K-ul sunt numere... Minus 1 și 11. 1 și minus 11. Deci, de aici sesizăm. Nu e greu, e ușor așa. Și e foarte clar. Atenție, Veruna. Eu aici trebuie să mă continui. Când am finitudine, când opresc aici algoritmul. Când
Mi-a dat un 1. Un destul de rău. Nu, ia să vezi cât trebuia să-l dea. Ia să vezi. A, minunat. Deci, eu trebuia să continui. Corect. După 25, să iau și pe celelalte pătrate perfecte și așa mai departe. N-avea finitudine, adică algoritmul nu se oprește. Uh-huh. Iar aici mi se oprește. Da, o să vezi. Ia să vezi, imediat. Da? Deci, de câte ori, cât se facă minus 11? Deci, da. Disting cazurile următoare. 1. Înseamnă așa. Asta, prima, se facă cât? Minus 1. Minus 1. Deci, n plus 1 minus k egal cu minus 1 și simultan pe să n plus 1 plus k se facă 11. Sau altă variantă. 2. Minus 11 și 1. N plus 1 minus k se facă minus 1. Se facă 1. Și n plus 1 plus k. Minus 11. Și 3. Mai am? Nu. De ce? Nu poate să fie prima minus 11 și cealaltă 1? Ba da. Ba da, cum să nu? Pe noi aceeași chestie. Pe cum e aceeași chestie? Că prima e n plus 1 minus k. Da. N plus 1. Deci următoarea, n plus 1 minus k se facă, cât am zis? 11. Și n plus 1 plus k facă minus 1. Minus 1. Și a patra? N plus 1 minus k. Minus k se facă minus 1. Minus 11. Și n plus... Minus 11. Minus 11, da? Așa? Și n plus 1 minus k. Plus k. Plus k se facă 1. Se facă 1. Astea sunt cele 4. Astea sunt cele 4. Și cu aceste 4... Există 1 și 11. 1 și 11, 1 ori 11 fac 11, nu fac minus 11. Trebuia să facă minus 11. Minus 11, aduți-o. Cât la înmulțire să facă minus 11? Cât oricât? Minus 1 și 11, sau 11 și 1 cu minus și altul cu plus. Da, da. 1 ori 11, dar atenție, cuplate toate 4 variantele. Și acum am apucat de lucru. Corect. 1, pentru cazul 1. Merg că n plus 1 minus k egal cu minus 1 și n plus 1 plus k egal cu 11. Denunț la k, da, dur, k o se reduce și vine 2n plus 2 egal cu 10. Adică 2n egal cu 8, rezultă n egal cu 4. Da. O primă valoare. Am găsit-o și noi, pe nicite. Da, acum n-aveam finitudine, nu știam că să mă opresc. Corect, 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 știu. Asta da. Vreau să-i arăt, Mirone. Pe cazul 2. Cazul 2. Pe n plus 1 minus k egal cu 1. Egal cu 1. Și n plus 1 plus k egal cu minus 11. Egal cu minus 11. Trag nici la 1 și 2 n plus 2 egal cu... Minus 10. Adică de aici rezultă că 2 e egal cu minus 12. Minus 12. Da, minus 12. Egal cu minus 6. E egal cu minus 6, care nu este număr natural. Da, nu este natural. E din Z. E din Z. Și eu mi s-a cerut e natural. Corect. 3. N plus 1 minus K egal minus cu, K egal cu 11 și N plus 1 plus K egal cu minus 1. Egal cu minus 1. 2N plus 2. 2N plus 2 egal, egal cu 10. 10. Iar N egal cu 4. N egal cu 4. Nu mai zice acea valoare, da. Acea valoare. Și atunci N plus 1 minus K. 4. Da? N minus... N plus 1 minus K. Este egal cu minus 11. Da? Și N plus 1 plus K. Este egal cu 1. Da. Iar 2N plus 2. 2N plus 2. Este egal, egal cu minus 10. Aceeași minus 6. Deci N egal cu... Cu 4 doar. Nu furnizează soluții. Deci la schimbarea aceea, noi din nevoia de a surprinde toate posibilitățile, am mers și schimbând, dar numai una singură. Exact.
Dacă mingerea din 2 ori 3, 3 ori 2? Dacă mingerea din Z sau din asta, era și minus 6. Da, era și minus 6, sigur că da. Și a rămas singura mai ce sesizăm? La rezolvarea sistemului, când eliminăm pe K, se face în același mod și numele acelea care se cuplează, minus 10 și minus 2, 12 apare, da. Se repetă, se dublează, dacă vrei. Uh-huh. Dar rigoarea pe care mi-am propus-o a fost aceea de a sesiza. Aici a fost 1 și 11. Dar dacă ar fi fost 8, am mai mulți divizori. Uh-huh. 2, 4, 1, 8. Toate variantele se iau în calcul. Deci nu pășim. Da, frumos. Și important că am prins finalul, adică am prins amfinitudine la încercări. Aici am bătut câmpii cu 5, cu 14, avea 25. La 25 am găsit pe 4. Și da. Dacă mă întorceam, vine N plus 1 la 20. Egal cu nu 4. Egal cu 4. 4. Da? Da, da, da. Bun. Dar mai departe, nimeni nu spunea să mă opresc aici. Corect. Da? Eu puteam să merg mai departe 49. La cine? 49 și așa mai departe. Nu știam unde să mă opresc. Tot încercam și vedeți că era mai când? 4. Nu? Exact. Și până când? Credeam timp. Dar de acolo încă nu știam când să opresc algoritmul. Corect. 4 minus 4 e 0. Nu, zic 4 minus 4 e 0, face variante. 4 minus 4 și 0? Mm-hmm. Păi 4 minus 4, dar atunci nu e numai natural. Și minus 4 nici nu ne-a dat, ne-a dat minus 6 nou. Ce răspunsuri? Ia uite minuna. La exercițiu. Deci tu dă varianta? Da. Da, dă minus 4, minus 4, 0, 0. Deci, nu aparține mulțimii? Minus 4 și 0. Minus 4 și 0? Hai să vedem dacă 0 ar fi pătrat. Pentru noi egal cu 0, vine 0, 2 ori 0, 0, radical din 12. Și nici minus 4, domnul profesor. Da? Deci nici vorbă de 0. 0 și nici minus 4, uitați-vă. Păi minus 4, nici vorbă. 4 nu e minus 4, poate nu te uiți unde-i trebuie. Testul 3. Da, varianta B. Nu, varianta A. Testul 3, varianta A, Miruna. Testul 3, varianta A, exercițiul 3, A. Da. Cred că numai asta, dacă e... 3, A. Am găsit 3, da. A. Minus 6, 4, minus 6, 4. Minus 6 și 4. Păi minus 6 și 4 înseamnă că nu din M, e din Z. Atunci autorul acceptă să fie din Z. Da, pentru că zice că K e din Z. A, ia pe K din Z. Cau. Dar noi pe N l-am aflat, nu pe K. Acest cal nu mi intră în discuții. Exact, vreodată. Da, iar așa zice că K e din Z și de asta e, poate fi și minus 6 și 4. Cau este din Z. Dar atunci formularea lui N, nu natural. N din Z. Și atunci m-am liniștit. Așa scrie din N aici, nu mai știu. Eu și aici tot din N. Și la sfârșitul din N? Și atunci cum să spui că e N egal cu minus 6? Așa, ai din N și un E întors, K e... Haideți să punem un minus 6, domn profesor, să vedem dacă dă. Minus 6 la a doua e 3, 6. El dă. A, dă. Dar nu spune... Îmi spune și că nu din natural. Corect, așa zici. Da, dacă spune natural, atunci mă dă peste cap. Deci corect este să spună N din Z. Dacă facem corecția N din Z, atunci am luat pe minus 6, am terminat. Și pe minus 6 oricum am aflat pe minus 6. Da. Deci aflați N din Z. Din Z acolo, da? Da, dar să știți că din N zici. Păi mai reluăm o dată. În momentul în care m-am apucat de lucru, aici eu m-am gândit ca și cum ar fi N din Z. Pentru că am zis cât ori, cât să facă minus 11, da? Și am luat toate valorile, dar pe N l-am surprins din Z în momentul acela. Și atunci, în variantele care am luat, îmi dă și pe N și minus 6, obținem. Deci corect și minus 6, dar să lăsăm din Z și atunci e totul rezolvat.
Deci așa, domnul profesor, că radicalul ăla lung aparține lui N, da. Dacă și numai dacă, există un K care aparține lui Z. Da. Astfel încât doar N pătrat plus 2N plus 12 e egal cu K pătrat. Deci spune așa, radicalul ăsta aparține lui N. Este număr natural. Dacă și numai dacă există un K. Corect, așa care aparține lui Z. Da, da. Astfel încât N pătrat plus 2N plus 12 fără radical e egal cu K pătrat. Da, de acord. Așa am gândit. Deci așa pleacă, de aici pleacă. Așa de asta zice și minus 6. Am zis noi, egal cu K, K pătrat, da. Dar N-ul acela despre N. N. Și N zice că aparține lui minus 6, 4, cum am găsit și noi. Păi, N, dacă N natural, natural, acel N minus 6 nu mai este natural. Deci singura chestie este ca să facem modificarea și atunci nu mai e niciun moment de supărare. N din Z. Am înțeles. Revenim cu notația. N din Z și atunci spunem că N aparține mulțimii numerilor 4 și minus 6. N aparține mulțimilor minus, mulțimii valori de minus 4. Nu, minus 6 și 4. Minus 6 și 4. Da, termină. Asta era singurul moment. Că noi am lucrat exact în... Facem și pe 4, am zis, și închisura. Ca să terminăm varianta. Mai facem un exercițiu ca să terminăm varianta. Da, să obosiți și ei și de aceea. Aveți punctul B. Nu, punctul B îl faceți acasă, că e după modelul de la punctul A. Varianta B exact după varianta A, numai că sunt alte numere. Și de aceea facem parma. Să se arate că... Tu ești. Adi urmează, da. Și ce după aia să nu mai vine astea de clasă, mă scurcea. Nu mai vin, gata. I-a pierdut, domnule. Să se arate că numărul A mic e egal cu. Deci să... Să se arate că numărul A mic e egal cu. Că A mic e egal cu. N la a doua plus 3N. Totul pe lângă. N la a doua plus 3N plus 10. Plus 25. Este pătrat perfect. Da. Deci că A mic este pătrat perfect, oricare ar fi numărul întreg N. Oricare ar fi N întreg. Poftim. Oricare ar fi N natural, la. Aia e din doua, da. Știu. Oricare ar fi N întreg. Da. Ori N din Z. Z. Da. N la 2 plus 3 N plus 10, cred că putem scrie ca un pătrat perfect. 3 mă încurcă. Păi eu scrie ca 2 ori N ori 3 pe 2. De acord. Dar 3 pe 2 azi mai intră în discuție, acolo mă încurcă mult. Dar ca să fie A un pătrat perfect, hai să visăm. Ca A să fie un pătrat perfect, visez că A-ul ăsta se arate așa, ceva la a doua. Mm-hmm. O șmecherie, o expresie, totul la a doua. Și gata ești. Da, da. Asta înseamnă, nu? Ca să fie pătrat perfect, trebuie să reușesc să scriu, să scriu toată șmecheria asta. Ca ceva la a doua. Ceva la a doua. Deci radical din toată aia. Fi, nu? Nu, nu, nu. No. Păi, ce să bag radical? Desfacem? Desfacem, dar încărcăm exercițiul. Dar dacă avem ochiul educat, ochiul educat și odihnit și observăm o notație, vedem că și în prima paranteză și în paranteza a doua se repete ceva. E împătrat plus 3. Da. Gata. Și? Asta s-a spus cu B. A, cu B, că să nu fie așa. Ca să nu fie A. Da. Și atunci A-ul devine A egal cu B. Pe lângă A, pe lângă cine? Să
B plus 10 plus 25. Și egal cu, puteți fac paranteza, și egal cu B la a doua, plus 10B, plus 25. Aici! No! Frumos, frumos! Face B plus 5, plus la a doua. Dar cine e B? Și egal cu B-ul care mă întorcă. E la a doua plus 3N. E la a doua plus 3N, plus 5, totul la pătrat. Excelent! Excelent. Wow. Excelent. Fost super, dacă lăsăm așa? Cum? Dacă lăsăm tot și nu schimbăm. Și dacă desfăceau ei paranteziile astea, vă întreabă. Trebuie să observați că aveți. E la a patra, fiecare la a doua, de două ori, prima oară, de ori, al doua, de ori, de a treia, pe acolo. Greu. Greu, rău. Prin nou, prin nou, motorul la pătrat. Așa, notăm cum B. Ei, nu. Aici, când am observat, astăzi, asta mi-a tras atenția. A, trăiem pătrat plus trăiem, pătrat plus trăiem, pac, stop, asta e. Un B, B lângă B plus 10. Am și văzut în măcar așa, mutarea. Zic, B pătrat plus 10B. Încă una, vedeți acum că le place? Încă una. Mai am una, domnul profesor, dacă ia să vă mă prindeți. Eu mă prind. A egal cu... A egal cu el la a doua minus 2N, eu urmăresc. Totul pe lângă, el la a doua minus 2N plus 14, după model. El la a doua minus 2N plus 14, eu. Și în plus 49. Gata, eu știu. Așa. Da. Și el la a doua minus 2N plus 7. Da, deci el la a doua este el la a doua minus 2N plus 7, totul la pătrat. Da. Gata. Finish. Da? Deci este în la a doua minus 2. El s-a uitat sus, au văzut așa. E cu 7 totul la 2. Da, totul la 2. Da. Nu, la e la a doua minus 2, e în plus 7 totul la 2. Da, avem plus 7 totul la 2. Așa, e B plus 7 totul la 2 și vin la B. Care B e pătrat minus 2. Eu s-o prins imediat. Deci, acum testele îi fac și le fac acasă ca foarte, pentru că le-am făcut modele. Și varianta A și varianta B e după... Este o repetiție. Da. Asta, la ei urmează nu o vacanță, săptămâna altă, domnul profesor. Și vă face școală lejer. Mirna zice să ne vedem, dacă, ca să și lucrăm. Vacanță, și vacanță, vacanță vă vezi. Da, numai mai puțin de Paște. Adică ea vrea. Am venit și noi Paște, deci. Da, da. Paște, vacanța, vacanța mare, nu? Da, vacanța mare. La care vacanță vă vezi? Mare. Și vă dă vacanță, domn profesor, dar de Paște, Mirna, atât auziți. Da, facem, că avem teșii. Și teză după aia, adică ea vrea. Da. Facem, de ce nu? Numai... Nu de Paște. Dar întâlnim și seara de poate. Da, și facem probleme la mate. Haideți să ne facem în sintetare. Întâi am făcut o problemă la geometrie din cerc. Da, sintez la oare. N-am fost inspirat, trebuia să o fim la geometrie, să după problemă. Deoparte, după problemă și nu știu ce l-am făcut și el. Asta. Bine, am făcut asta cercul. Bun. Tangenta la cerc. Tangenta la cerc. Am făcut teorema la cerc. Am făcut teorema catetei, teorema Pitagora. Catetei. Funcții, pentru că am aplicat sinusul. Tangenta cercului. Apoi... funcții trigonometrice. Da, am aplicat sinus. Așa. Eram în oră. Funcții trigonometrice. Așa. Și ce-am mai făcut aici? Cam asta, domn profesor. Așa. Și până la algebra. Și la algebra am făcut așa. Testele astea. Și testele din tot ce înseamnă... multiplicarea. Ce-am făcut? Formule de calcul prescurtat. Aici s-a lucrat mult, nu? Da, de calcul prescurtat. Am făcut minunatea cu pătratele perfecte, domnul profesor. Inegalități am făcut. Deci. Da. Da, deci rezistă. Inegalități. Inegalități. Wow, a scăpat.
gospodar de efectiv ca să le-am aranjat. Perfect, da. Perfect, da. Și cam astea au fost, nu? Da. Inegalități. Și egalități am făcut, cum am făcut și când era zero. Da, da, și egalități acolo. Egalități. Adică când o sumă de numere pozitive este zero. Zero. Când fiecare e zero, da? Corect. O sumă de numere pozitive. Pozitive egal cu 0, dacă și numai, dacă fiecare egal cu 0. Fiecare egal cu 0, da? Bun. Cam asta am făcut. La revedere, vă mulțumim că l-ați primit pe Flash, vă dorim o seară plăcută în continuare. Nu uitați de la share. La revedere, dragi.